Aș vrea să vă rog acum pe cei ce aveți scripturile cu dumneavoastră să le deschideți la pagina 943. Voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 24 până la versetul 27. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frati și surorii, stimați prieteni, doresc după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și în cântare să continuăm în această seară. Să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl din cer, făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, Amin. Cel ce ne-a fost loc de adăpost din neam în neam. Amin. Vrem să slăvim aici pe Domnul Isus Hristos, Cel ce a trecut prin moarte, cum s-a cântat, dar n-a rămas în mormânt. A treia zi, după Scripturii, a înviat și nu mai moare niciodată. Amin. Și vrem să onorăm pe Duhul Sfânt care este prezent aici. Amin. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Isus de la Suceava, de la Biserica Elim din Șcheia, din partea comunității regionale, noi avem un salut al bisericii din cartea profetului Mica. Este un angajament ce l-am luat înaintea lui Dumnezeu când am deschis oficial biserica. În capitolul 4 din cartea profetului Mica, versetul 5, este scris așa. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Amin! Amin. Amin. Mă bucur de toți cei care ați ales să fiți la această seară de evangelizare și mă rog bunului Dumnezeu ca pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră ați venit aici să onorați Evanghelia. Când se va termina totul aici, sau, cum s-a spus prin vers de cântare, la capă de drum, să ne onoreze Domnul pe toți cu mântuirea Sa. Amin. Am citit în seara aceasta cuvinte ce le-a rostit cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Numele lui este Isus Hristos. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul? Ce să răspunde la întrebarea aceasta? E o întrebare. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul? Răspunsul ar fi nimic. Domnul mi-a pus pe inimă în această seară să am un mesaj simplu aici. Alege lucruri valoroase pentru suflet. Să spunem amin. Alege lucruri de valoare pentru suflet. Pentru că e tot ce rămâne. Vedeți, dumneavoastră, trăim aici pe pământ o viață scurtă, dar știm că sufletul e nemuritor și mai știm că dincolo de lumea aceasta mărginită mai este o viață pentru care trebuie să ne pregătim și eu zic, Doamne, ajută-ne pe toți! Frașii și surori, prieteni dragi, Vedeți dumneavoastră în viața ce o trăim aici, pe care noi o încadrăm între două certificate ce ne le scriu alții, certificatul de naștere și cel de deces. În această viață, noi facem mai multe alegeri alegeri mai simple sau alegeri mai complexe. De dimineață până seara, noi facem alegeri. De la începutul săptămânii și până la sfârșitul ei, noi facem alegeri. De la începutul anului până la sfârșitul lui, noi facem alegeri. Și ascultați-mă bine, dragii mei, în funcție de ce alegem în această viață, va fi veșnicia? Mă rog, în această seară, să ne dea Domnul tuturor de aici înțelepciunea care vine de sus. Amin. Să alegem corect pentru a avea parte cu Domnul în veșnicie. Doamne, ajută-ne! Permiteți-mi seara aceasta să spun câteva adevăruri ce trebuie să le învățăm, care vizează eternitatea, veșnicia. În primul rând vreau să spun în această seară, în viață nu important cât aduni, important este cu ce rămâi. Spunem de ce tot alergi? spunem ce vrei să culegi. Vă rog, nu uitați, iubiți călători, în viață nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi când se trage linia finală. Și parcă, punând această întrebare, ca și oameni, zicem, cu ce rămâi la capăt de drum? din cele materiale pentru care am alergat neobosiți de dimineață până seara, 30 de ani, 40 de ani, 70 de ani, 100 de ani. Cu ce rămâi? Vă rog, nu uitați, în viață nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi. Ca să înțelegem mai bine adevărul acesta, haideți să facem un experiment acasă îl puteți face pe o foaie, acum îl facem imaginar. Scrieți pe o foaie, faceți trei rubrici. Pe prima rubrică scrie ce ai adus când ai venit în această viață, când te-ai născut. Și acolo trebuie să pui un zero. A doua rubrică, ce ai adunat când ai stat, cât ai stat în lumea muritorilor, în lupeni, câteva liniuțe, și a treia rubrică, ce duci cu tine când pleci? Iarăși un zero. Ei, când te uiți la tabloul acesta, la imaginea aceasta, ca și om te întreb, dacă atunci când am venit în lume e zero și atunci când plec din lume e zero, pentru ce mă zbat atât de mult pentru rubrica din mijloc? Vă rog, nu uitați în seara aceasta primul adevăr. Ăsta vizează veșnicia. Vizează capătul de drum. În viață nu e important cât aduni, important este cu ce rămâi când se trage linia finală. Spune un proverb tibetan, ultima haină pe care noi o îmbrăcăm e fără buzunare. Apostolul Pavel spunea copilului său, în credință, Timotei, acest adevăr și îl formula așa. 1 Timotei: Uitați-vă, capitolul 6, versetul 7. Uitați-vă ce scrie aici: Căci noi, hai încercați fiecare să vă puneți numele aici, fiecare să ne punem numele aici, căci noi. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm și chiar dacă vrem cu noi nimic din ea. Ați văzut cum îi mormântăm pe cei dragi. Când ne naștem, ne naștem cu pumnii strânși plângând, parcă am vrea să strângem tot. Și când murim, murim cu palmele goale, alții le așează pe piept. În alte culturi, decedații sunt puși cu mâinile pe lângă corp sau cu mâinile sub cap. E tot imaginea clară că nu duci nimic cu tine din cele materiale. Vă rog, nu uitați primul adevăr. În viață nu important cât aduni, important este cu ce rămâi. Hai să vă duc o veste bună. Frați și surori, prieteni dragi, din valorile materiale ce le avem aici, putem transforma ceva în valori eterne. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Ce zice, se poate? Se poate. Nu vă spun eu, a spus o Domnul Isus într-o celebră predică ce a rostit-o, uitați-vă ce spunea el pe muntele unde a rostit adevăratele fericiri, ne-a spus Mântuitorul în Matei, capitolul 6, că noi putem să adunăm valori care rămân. Noi putem alege valori care rămân, chiar dacă toate cele trecătoare se duc. Uitați-vă ce spune Domnul. Matei, capitolul 6, versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Și acum noi știm ce mănâncă rugina și ce mănâncă moliile. Ci strângeți-vă. Au zis: Se poate. Și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, auziți, acolo va fi și inima voastră. Știți ce zic? Dacă inima în cer, este în cer, să fie și comoara în cer. Să ne ajute Domnul! Amin! Haide să vedem câteva comori care rămân pentru eternitate, chiar dacă toate celelalte trecătoare rămân aici. Uitați-vă, dragii mei. Vreau să vă spun în această seară, faptele pe care noi le facem în credință sunt comori ce rămân pentru eternitate. Ce ai adunat în cer? Ce s-a scris în dreptul tău în cer? Ce s-a scris în dreptul familiei tale în cer? Uitați-vă, dragii mei, Domnul Isus se identifică cu cei mai nenorociți oameni, dar dacă ai făcut o faptă în credință, începând de la un pahar de apă ce l-ai dat în numele Domnului, continuând cu o haină ce ai dat-o unui nenorocit în prag de iarnă, continuând cu o vizită la spital, pe secția de oncologie, sunt fapte pe care Domnul le notează în cer și rămân pentru eternitate. Lăudat fie Domnul! Uitați-vă ce spune Scriptura în Matei, capitolul 25. Astea scomorii care rămân. Nu uitați primul adevăr care vizează veșnicia. În viață nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi când se trage linia finală. Cu ce rămân? pot trimite ceva în banca din ger și acolo rămâne, nu se pierde. Spunem noi în cântare, nu știu dacă se mai cântă la Lupeni, era o cântare veche, că tu vei trece de aici, lăsând toate, dar ce ai făcut pentru Hristos, va sta. Asta rămâne, nu vestejește. Lăudat fie Domnul! Matei, capitolul 25, uitați-vă ce scrie aici, când va veni împăratul și va face separarea între cei mântuiți și cei pierduți. Matei, capitolul 25, versetul 34 ne spune așa, auziți comorii pe care le poți trimite în cer și care nu se pierd. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și cei salvați, cei de la dreapta cei care o trimis comori în cer o să întrebe cei neprihăniți că faptele trebuie să fie făcute în credință. Oamenii ăștia cărora li s-a făcut faptele, zice Domnul că i-a chemat, veniți binecuvântații Tatălui, erau frații lui. Au zis ce scrie aici, atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiind ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte nensemnați, cum scrie? Nu oricine, frații ai mei, ăștia erau frații lui Isus, Frații ai mei, zice Mântuitorul, mie mi le-ați făcut. Acolo în cer am scris fapta voastră. Vă rog, nu uitați, dragii mei, dacă ne gândim la suflet și la mântuire, în viață nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi când se trage linia finală. Întreabă-te în seara asta, nu ce religie ai. Întreabă-te în seara asta la evangelizare aici la Lupeni, ce am trimis în cer? Ce am trimis în banca din cer unde rămâne pentru eternitate? Doamne ajută-ne să facem fapte în credință. Amin să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Hai să vă spun o întâmplare din Suceava. E un prieten de-al meu, i-am promis că nu-i dau numele. Spunea într-o zi, un prieten slujitor, eram în Suceava și am făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să mă ierte. Eram curios să văd ce a făcut. Eram așa grăbit, agitat, Am ieșit dintr-un magazin și undeva în parcare m-am dus la mașină și lângă mașina mea un băiețel cu o sticlă de șampon îmi spăla parprizul. Și eu grăbit, foarte grăbit, așa că suntem foarte grăbiți. Nu mai avem timp să-i vedem pe cei nenorociți de lângă noi. Trăim o viață egocentrică doar pentru noi, parcă ne-am fixat deviza asta ce e al meu, e al meu. Și m-am rostit așa la băiat și am zis, pleacă de aici, că nu te-am pus să-ți speli parprizul. Și el s-a uitat așa la mine, ar fi vrut să spună ceva, n-a zis nimic. Pleacă de aici, că nu te-am pus să speli parprizul. Și el a zis, dar eu spăl parprizul gratis. Pleacă de aici, că nu-ți dau niciun ban. Și băiețelul s-a întors la mine și mi-a dat o lecție. Ce lecție am luat? o zis, eu pe dumneata te știu, eu pe dumneata te cunosc, dumneata ai fost la mormântarea mamei mele. Eu sunt un copil orfan și tata a zis, n-ai voie să pui mâna pe ce nu-i al tău. O bucată de pâine trebuie să o câștigi cinstit. Și a terminat de spălat parprizul și a plecat. Și prietenul meu a zis, m-a dezarmat, nu știam ce să fac. Am băgat mâna în buzunar și am strigat după el, vină înapoi, vino să-ți plătesc. Și băiatul de departe a zis, am spălat gratis și s-a dus. Cât a mai costat parprizul acela? Viață, nu important cât aduni, important e cu ce rămâi să lăviți să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul, Amin. care în seara asta ne-a adunat aici ca să ne pregătească pentru rai. Avem noi o cântare și spunem în versul ei, azi Iisus e în mii de frați, azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi luați, tu vei fi la dreapta. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Viața nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi. Faptele făcute în credință se notează pe organigrama lui Dumnezeu în cer. Amin. Amin! Hai să vă mai spun ceva, că sunt părinți aici, mulți părinți, și toți creștem copii. Să ne ajute Domnul, stimați părinți, să-i creștem bine pentru cer. Să le dăm un exemplu celor ce vin în urmă. Amin! Să poată spune mama la fată, așa să trăiești, fată, cum ai văzut pe mine trăind. Să vă ajute, Domnul, stimate mame, să fiți exemple pentru fetele voastre. Să vă ajute, Domnul, stimați tați, să fiți un exemplu pentru copiii voștri. Hai să vă spun, copiii sunt valori eterne, credeți? În psalmul 127 scrie că fie sunt o moștenire de la... Domnul, Doamne ajută ne să-i creștem pentru cer. Amen. Să nu-i câștige lumea asta mizerabilă și plină de păcat. Să le dăm o educație ca să primească mântuirea prin Isus Hristos, să-i avem într-o zi pe străzi de aur în cer. Ajută-ne, Doamne! Vă vreau să vă spun ceva, nici nu pot să-mi imaginez cum arată raiul fără copiii mei acolo. Nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă să umbli pe străzi de aur în cer, fără să fie și familia mea acolo. Știu că sunt aici părinți care vă rugați pentru fii Risipitori și pentru fiicele risipitoare ce s-au dus departe, Domnul să-i întoarcă acasă Amen. și să-i ajute Domnul pe toți să-l slujească cu credincioșie ca în ziua Marelui Apel să fim printre cei mântuiți. Ajută-ne, Doamne! Spunea poetul, probabil avea și el pe cineva plecat sau pierdut. Nu pot crede că întâmplarea m-a făcut să fiu cu aimei Cum de s-ar putea uitarea să mă bată de la ei? O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți aimei căci un gol de întristare aș simți de n-ar fi ei. Iar cerească Apocalipsă întrebând ar arăta că chiar unul de-ar fi lipsă Cerul întreg ar aștepta. Viața nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi, când se trage linia finală. Ascultați-mă, iubiți credincioși! Faptele făcute în credință sunt comori ce rămân pentru eternitate. Copiii ce i-am crescut pentru cer, îs comori ce rămân pentru eternitate. Copiii spirituali, cei câștigăm prin evangelizare. Îți comori ce rămân pentru eternitate? Să lăviți să fie Domnul. Amen. Haideți să vă citesc un cuvânt aici, ce l-a rostit Domnul Isus într-o pildă, Luca 16, versetul 9. Și eu vă zic, spunea Mântuitorul, și eu vă zic, auziți, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ei sunt numite așa. Pentru că nu sunt ale noastre, nu le merităm. Tot ce avem e ce am primit. Noi lucrăm, de fapt, cu ce am primit. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, auziți, pentru că atunci când veți muri ei, ei să vă primească în corturile veșnice. Dar ce înseamnă asta? Vedeți, nu scrie Domnul, zice, faceți-vă prieteni, accentul cade pe acești prieteni, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, când e capă de drum, să vă primească în corturile veșnice. Hai să vă dau un exemplu. Copiii spirituali cei câștigat prin evangelizare, că ai dus mesajul salvator spre alții, îți comori eterne. Poate nu te-ai dus niciodată la evangelizare în Oltenia, că n-ai avut timp, dar au ajuns banii tăi acolo și s-au dus oamenii lui Dumnezeu și au vestit evanghelia și acolo s-au mântuit oameni. Poate cu ei nu te-ai întâlnit niciodată aici, dar într-o zi te întâlnești cu ei în corturile veșnice. Ajută-ne, Doamne, să strângem comori în cer care rămân. Amin. Alege valori pentru eternitate. Acum vreau să spun cel de al doilea adevăr. După ce am înțeles că în viață nu e important cât aduni importante cu ce rămâi. Vreau să mai spun ceva în seara asta și aș vrea să nu uitați. În viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie. În viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie. Ei, oamenii se laudă cu relațiile lor, cu prietenii lor. Și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. E bine să avem prieteni. E bine să ai un prieten la primărie. Domnul să binecuvideze pe domnul viceprimar. E bine să ai un prieten la Consiliul Județean, de ce nu? E bine să ai un prieten la spital, să-l sune atunci când ești bolnav. Poate îți dă o mână de ajutor. E bine să cunoști pe cineva în Parlamentul României. De ce nu? Dar ascultați-mă, dragii mei, în viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie. Poți să ai mii de prieteni, fizic sau virtual, pe Facebook sau Instagram. Dar dacă nu-l cunoști pe prietenul ce te poate asista în clipa morții, ceilalți prieteni în clipa aia nu te mai pot ajuta. E un prieten care trebuie să-l cunoști, să-l iubești și să-l slujești. Să-i predai viața și să-l iubești până la ultima suflare. Și acesta este Isus Hristos. Nu numai să cânt, să crezi când spui Isus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Lăudat să fie Domnul! Dacă l-ai pe prietenul acesta, e cel mai fericit om. Poți să-ți așezi capul pe perna morții liniștit. Pentru că l-ai avut prieten pe Iisus, nu numai că l-ai slujit până la final, dar ai terminat alergarea cu El, să ne ajute Dumnezeu la asta. Vă rog, nu uitați adevărul acesta. În viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie. Și o să întrebe cineva: De ce Isus? Am înțeles, s-a predicat aici. De ce Isus? De ce? Pentru că este singurul care iartă și mântuiește. Amin. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12. Poate sunt aici oameni care s-au gândit până în seara asta că mai este cineva care îl poate ierta de păcate, la care se poate ruga, la care se poate închina. Vreau să spun, prieten drag, singurul care iartă și mântuiește este Isus, care a murit și a înviat pentru noi. Glorie, Glorie Lui! Amin. Nu mai poți să pui pe nimeni lângă El. Pe nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, în care trebuie să fim mântuiți. Un singur nume, rostiți împreună cu mine, Isus Hristos. Iisus Hristos. Viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie. Uitați-vă Ioan 17, versetul 3, asta înseamnă totul. Dacă nu cunoști prietenul acesta, dacă nu l-ai slujit în viață, dacă nu ți-ai predat viața lui celelalte prietenii, nu mai contează când mori. Și viața veșnică este aceasta. Care? iubiți credincioși, o religie? Nu? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoscă pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, glorie Lui în veci. A coborât din slăvile divine și ne-a locuit în moarte. Nu-i așa? au crezut vrăjmașii că au terminat cu Iisus din Nazaret pentru totdeauna, că l-au șezat într-o groapă rece și au pus-o pe de grea. Am să vă spun ceva, până în dimineața slăvitei învierii au crezut oamenii că stari și puternici. Știi ce a zis dregătorul Pilat când îl judeca? Mie nu -mi vorbești. Nu știi că am putere să te răsticlesc și am putere să-ți dau drumul? Și Domnul lui a zis, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Ascultă-mă, Pilat. Până în dimineața învierii, o crezut preoții, Ana și Caiafa, că sunt mari și puternici. O crezut Pilat, că e mare și puternic. O crezut soldații romani, că sunt mari și puternici. Dar în dimineața învierii, o demonstrat Dumnezeu că e puternic. Ce a fost în dimineața aceea, când primii zori sărutau orizontul, o strajă romană păseau mormântul. Sau temut de el și mort. Dumnezeu, care e puternic, a trimis un înger de la tronul Său din cer până pe planeta Pământ în Palestina, acolo unde era groapa lui Isus Hristos și a spus: Te duci până pe tera și scrie în Matei, în capitolul 28, că înfățișarea lui era ca a fulgerului și îmbrăcămintea lui era albă pentru că arăta sfințenia de unde venea. A fost un cutremur de pământ că Dumnezeu a mișcat pământul pe scara Richter. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slăvit să fie numele Lui! Vreau să te întreb în seara asta, e prietenul tău? Viața nu e important câtă lume cunoști, important e să cunoști pe cine trebuie, pe cel ce iartă, pe cel ce mântuiește, pe cel ce poate să-ți dea împărăția lui eternă și veșnică. E tot ce contează. După ce Pavel l-a întâlnit pe drumul Damascului, n-a vrut să mai cunoască pe nimeni, doar pe el. Uitați-vă, Filipeni, Epistola pe care a scris-o filipenilor, să știți că nu, nu, nu le scrie din confort, din fotoliu, le-a scris din temniță de la Roma, din celula unde stătea. Și uitați-vă ce le scrie, filipeni, capitolul 3, versetul 10, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, de ce Pavel? ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, auziți, la învierea din morți. Să ne ajute Domnul să avem parte din întâia înviere Amin. și de răpirea bisericii. Amin. Amin. Continuă și spune Marele Apostol, versetul 12, Nu cam și câștigat premiul, mai am de luptat, sau cam și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Isus Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu în Hristos Isus și mai zice ceva, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Și eu zic în seara asta la lupeni, gândul ăsta să ne însuflețească pe toți. Să-L alegem pe Iisus să ne fie nu numai prieten, mântuitor, să alergăm până la capăt. Amen. Și la final să ne dea cu luna neprihănirii, lăudat să fie Domnul. Asta e tot ce contează. Viața nu e important câtă lume cunoști, și dacă cunoști pe cine trebuie, Iisus Hristos, singurul care iartă și mântuiește, glorie lui. Amen. Cu câțiva ani în urmă, eram cu corul bărbătesc Bucovina la câteva evangelizări prin țară și ne-am oprit la Sibiu, la fratele Niculiță Moldovianu, mai era în viață, la aproape 84 de ani la vârsta aceea înaintată, l-am găsit la pian, mai compunea o cântare. De dragul prietenului Iisus. Băieții din corul Bucovina au cântat câteva cântări, el a ascultat cu luarea minte și în cele din urmă a zis, minunat de o sută de ori. Și ne-a dat un sfat, o zis, dragi copii, oriunde merge și face slujire și cântați, ascultați-mi sfatul, întotdeauna să începe slujirea prin cântare cu o cântare de laudă. Ca așa ai scris, cântări de laudă și cântări dovnicești. Și apoi ne povestea cum a primit o parte din cântări în temnițele comuniste. Ne-a lăsat un repertoriu mare, peste șapte mii de cântări. Multe le-a primit în suferință, în necaz. Ne spunea: Când m-au arestat și m-au băgat în celula aceea, mă uitam printre gratii, parcă și natura plângea. Afară era vânt, era ploaie și prietenul Iisus mi-a dat o cântare. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scârșnește, ci uită-te la cer. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Lăudat fie Domnul! Amin. Ne mai spunea ceva de prietenul Iisus, pe care trebuie să-L cunoști ca să ai parte de mântuire și de viață eternă. Ne spunea, ieșisem din temnița comunistă, era o zi de duminică, o zi însorită, era o zi de vot, m-am dus și eu ca cetățean a României să votez. Dar tovarășa care era la masă m-a privit așa și a zis, sunteți tovarășul Nicolae Moldovianu, dar dumneata n-ai drept de vot. Ai fost arestat politic, complot împotriva o socialiste, vă rog să părăsiți sala imediat. Dumneata n-ai drept de vot. Și a zis, aveam o durere în inima mea, o durere profundă, copii, coboram de pe scări la vot cu tristețe în sufletul meu, și deodată, când am început să cobor scările, am auzit o voce caldă, duioasă. M-a strigat așa cum mă strigau cei dragi din familie, Niculiță, și eu m-am întors să văd cine-i, nu era nimeni. Am mai coborât și aceeași voce, Niculiță tu ai ales odată, pe cine vrei să mai alegi? Și au zis, dragii mei, pe scări la vot, am primit melodie și cântare, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Ăsta-i prietenul care rămâne lângă noi în cele mai grele momente ale vieții, când nu mai stă lângă tine mama, tata, când nu mai poate intra la terapie intensivă nimeni, lângă patul tău este Isus Hristos. Glorie lui! Glorie lui! Știți că ne asistă în clipa morții? Un tânăr care murea, făcea parte din biserica primară și avea o verbă și un duh înfocat de predicare, diaconul Ștefan murea printr-o cruntă moarte, împroșcat cu pietre, când pietrele se cerau și pe fața lui erau șiroaie de sânge amestecate cu praf. A declarat ceva prin ploaie de pietre, o zis, văd cerurile deschise și mai văd ceva. Ce vezi, Ștefan? Îl văd pe prietenul Iisus. E în picioare la dreapta Tatălui în glorie, îmi face primirea în glorie, e poziția în care îi așteaptă pe cei credincioși dacă aici în viața ai stat în picioare pentru El, când mori, stă El în picioare pentru tine. Mărit să fie numele Lui în veci. Ce bine să ai prieten pe Isus. Dacă sunt aici oameni, prieteni care ați venit la evangelizare, ați ascultat zeci de predici, ați fost la zeci de evangelizări în Valea Jiului și încă nu i-ați predat viața lui Hristos, fie seara asta, seara mântuirii voastre să spuneți și voi, Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. Amen. În orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Dumnezeu să vă binecuvintez. Amen. Am învățat în seara asta că în viață nu e important cât aduni, important e cu ce rămâi. Și lecția de viață este să trimitem valori în cer, să ne ajute Dumnezeu. Am învățat că în viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie și cel ce trebuie cunoscut și slujit e Iisus, singurul care a murit și a înviat pentru noi, care iartă și ne poate garanta mântuirea. Amin! Amin. Și vreau să mai spun un adevăr. În viață nu e important câți pași faci. Important e cum faci ultimul pas viață nu e important cât pași faci, important este cum faci ultimul pas. Nu e așa că te întrebi în seara asta, oare care va fi ultimul meu pas? Dacă aștiți, știți, aș spune, eu nu știu care e ultimul meu pas. Că urci la volanul mașinii în Suceava și nu știi dacă ajungi la Petroșani, nu? Urci în avion și avionul decolează și nu știi dacă mai aterizează. Moartea este în fiecare intersecție din oraș, pe fiecare pas de spital. Știți care e ultimul pas? Pasul dinaintea gropii. Vorbeau doi buni prieteni, Ionatan și David. David era urmărit pas cu pas de Saul să ia viața. Cei doi s-au întâlnit. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 3. Ascultați ultimul pas. Viața nu e important cât pași faci, important e cum faci ultimul pas. David a zis iarăși jurând, Tatăl tău, Saul, știe bine că am căpătat trecere înaintea ta, Ionatan, și va fi zis, să nu știe Ionatan că s-ar întrista, dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Ăsta e ultimul pas. În viață nu e important câți pași faci, important e cum faci ultimul pas. Dacă ultimul pas te prinde păcat cu Dumnezeu, dacă ultimul pas te prinde păcat cu cel din familie, cu vecinul, cu ruda, e început de iad, dacă n-ai primit oferta mântuirii și a iertării prin jertfa lui Hristos, totul e pierdut. Că în viață nu e important câți pași faci, important e cum faci ultimul pas. Ne spun specialiștii că ar fi bine să facem cam 10.000 de pași la zi. 7 km și jumătate. nu -i mai facem, că avem prea multe mașini. Poate cei în vârstă mi-ar spune în seara asta, eu în tinerețe i-am făcut, frate. Și dacă îi face 10.000 de pași la zi, 3 milioane pe an, în 70 de ani, 210 milioane de pași, auzi? Dacă ultimul pas te prinde neîmpăcat cu Dumnezeu, celelalte milioane de pași nu contează. Ai alergat degeaba. Poate în seara asta ești aici și te întrebi, eu acum sunt la o vârstă înaintată, mai am puțin pași de făcut, nu știu să-ți spun care va fi ultimul tău pas. Poate fi anul 2023, ultimul an pe tera. Dacă anul acesta trebuie să faci ultimul pas, ai asigurată mântuirea? Poate întrebi în seara asta, pentru mine se mai poate face ceva? Oare pe mine mă primește Hristos? Oare pe mine mă iartă Hristos? A iertat un tâlhar care s-a pocăit în ultima clipă a vieții lui. Nu știu să vă spun câți pași au făcut pe calea păcatului. Dar până la răstignire au făcut pași pe calea păcatului. Ultimul pas l-a făcut cu Hristos. Înainte să-l învăluie mantia neagră a morții, Omul acesta a rostit o rugăciune, nici asta nu știu să vă spun dacă s-a mai rugat vreodată în viață sau nu. Nu știu să vă spun, dar a fost rugăciunea vieții lui. A zis către celălalt elhar, har, asta e pocăință sinceră. Scrie în Luca 23 rugăciunea lui, uitați-vă ce zice, de pe cruce nu cere să fie salvat de la moarte dorește să facă ultimul pas cu Domnul. Luca 23, versetul 40. Dar celălalt, tălharul care s-a mântuit, l-a înfruntat și a zis celuilalt tălhar, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, asta e pocăință sinceră, să-ți recunoști vinovăția, să-ți recunoști păcatul. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar au zis ce declară despre Isus: Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Ăsta e un sfânt. Și a zis lui Isus: rugăciunea vieții lui, ultimul pas cu Domnul. Doamne, adu aminte și de mine când vei veni în împărăția ta eu cred că tu ești rege și ai o împărăție în care vei veni. Nu se termină totul cu răstignirea. Cred că tu ești rege. Știi ce te rog? Când s cărțile acelea, citește-mă și pe mine. Știți că Domnul le-a dat mai mult decât a cerut? Noi spunem câteodată și e realitate. Ne dă mai mult decât cerem. Tălharului i-a dat mai mult decât a cerut. El a zis, amintește-mă, nu mă uita. Când se citesc cărțile alea, citește-mă și pe mine, Doamne! Și Domnul a zis, de azi înainte noi nu ne despărțim niciodată. Astăzi vei fi cu mine în rai. Că ultimul pas l-ai făcut cu mine. Alții au făcut pași pe calea credinței cu Isus. Și ultimul pas l-a făcut în noapte și fără Domnul. Și aici îl amintesc pe trădătorul Iuda. Câți pași a făcut cu Domnul? Și cuprins de păcatul lăcomiei, l-a vândut el a inițiat vânzarea. Ce voi să-mi dați? Și au cântărit 30 de arginți. Prețul unui sclav îl dau în mâinile voastre. Vă conduc în grădina unde se roagă să vină a prozii să-l aresteze. Și au zis, vă dau un semn. M-am tot gândit. De ce nu l-a arătat cu mâna? De ce nu l-a bătut pe umăr? O zis, nu. Pe acela pe care îl voi săruta, și un evanghelist zice, l-a sărutat pe amândoi obrajii, el este. Se pare că Iisus, pe Iisus l-a durut mai mult sărutul lui Iuda decât piroanele cu patru fețe ale soldaților romani. Sub semnul dragostei a vândut dragostea și ultimul pas l-a făcut în noapte și s-a pierdut. Vă rog, nu uitați, dragii mei, în viață nu e important câți pași faci, Important este cum faci ultimul pas, cel dinaintea gropii, să ne prindă Domnul în păcați, pocăiți și iertați unii cu alții să ne ajute Domnul. Să ne ajute Domnul când se va termina totul aici, să putem fi pe malul celălalt împreună. Ajută-ne, Doamne! Am citit o relatare ce s-a întâmplat în teribila noapte de aprilie 1912, când s-a scufundat Titanicul, acest vas imens care a lovit un iceberg, care călătorea cu viteză record spre New York. În noaptea aceea teribilă, când Titanicul lua apă și se scufunda în adânc, cu întârziere de câteva ore vasul Carpatiei a ajuns acolo să mai salveze naufragiați. Când bărcele de salvare au început să vină, la un moment dat pe puntea vasului imens care cobora în adânc, a fost văzut o mamă ce avea lângă ea un băiețel de 5 ani. Când barca de salvare s-a apropiat, mama cu disperare înfrigurată a strigat către cel ce conducea îmbarcațiunea, Domnule marinar, salvați-ne și pe noi, luați-ne și pe noi în barcă, vrem să trăim. Și omul a zis, Doamnă, în barcă este loc pentru o singură persoană, atât decideți cine vine. Și mama, ca așa mamele, M a mai strâns odată băiatul la piept, l-a sărutat, l-a predat echipajul și luați-l pe el, rămân eu. Mama a rămas pe Titanic, iar barca se depărta în noapte și mama a mai strigat odată, Domnule marinar, domnule marinar, nu uita, te rog, nu uita, nu uita să spui ceva soțului meu, care așteaptă pe malul celălalt. Ce să spun, Doamnă? Când va lua băiatul în brațe și îl va strânge la piept și îl va săruta, nu uita să-i spui ceva. Ce să-i spun? Spune că am ales să mor eu, să trăiască el. Nu uita! Și vocea s-a auzit cu reverberație în noapte. Copilul a fost salvat și mama a murit ce vreau să spun în seara asta la Lupeni. Frați și surori, prieteni dragi, călători de pe drumul scurt al vieții, cu 2000 de ani în urmă, când puntea acestei lumi se cobora în adânc, în pierzare, a coborât din cer Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu accepta să meargă pentru noi la cruce, să urce cu crucea pe Via Dolorosa, să moară între doi tălhari, să învieze a treia zi și să se înalțe la cer. De pe colina Golgotei am mai făcut o rugăciune. Condamnații la răstignire de obicei blestemau soldații și senatul Romei. Dar cel ce murea la mijloc a rostit o rugăciune pentru criminali și a zis, Tată, iarte că nu știu ce fac, mor eu să trăiască ei, mor eu ca să trăiască cei din Lupeni, mor eu să trăiască cei din Valea Jiului. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, fie seara asta, seara iertării la Lupeni. Și dacă toți sunteți aici în vale, să coboare Domnul în vale, Amen. să coboare Domnul în groapă și să mai ridice de aici oameni pentru împărăția Lui. Amen. Și aș vrea să nu uităm în viață, nu e important cât aduni e importante cu ce rămâi, să trimite în valori în cer, ajută-ne, Doamne! Amen. În viață nu e important câtă lume cunoști, ci dacă cunoști pe cine trebuie și acesta e Hristosul Fiului Dumnezeu. Viața nu e important câți pași faci, ci cum faci ultimul pas dinaintea morții, să ne prindă ultimul pas în cu Dumnezeu și pocăiți. Vreau în această seară, cu permisiunea prietenului meu, Daniel, să facem o rugăciune de mărturisire. Sunteți de acord? Și prietenii ortodoxi sunt de, sunt de acord. Cineva m-a întrebat la o evanghelizare, au zis, dar dacă mă pocăiesc și eu ca tălharul, mă iartă? Mă primește? Noi indicăm pocăința tâlharului, dar timpul când s-a pocăit, nu-l indicăm la nimeni. Tălharul a avut un har special să stea fizic lângă Isus Hristos. Unii zic, lasă frate, că Domnul e bun și am să fac și eu o ultimă rugăciune pe patul de spital, la terapie intensivă. De unde știi, Dumneata, Domnule, Doamnă, că mai ai mintea coerentă și te mai poți ruga? De unde știi că mai ai mintea coerentă și te poți spovedi? Dacă mai vine preotul, dacă mai vine pastorul, în seara asta e timpul potrivit. E vremea potrivită să te întorci la Domnul, să-L primești pe prietenul Iisus, ca să ai și tu numele scris în cartea vieții și pe malul celălalt să fim împreună cu El. De multe ori l-am supărat. N-ați vrea să-i spunem în seara asta, prietenul lui Iisus, iartă-ne, Doamne! te-am iertat prin gând, te-am întristat prin gânduri, prin vorbe, prin fapte, prin umblările mele. Te rog prin sângele vărsat la cruce, iartă-mă și pe mine. Îți spun în seara asta, vreau să fii prietenul vieții mele, îți predau viața și cât mai am de trăit aici, vreau să trăiesc pentru tine și pentru slava ta. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune, cu capetele plecate, venim într-o rugăciune de mărturisire, cerându-i iertare Domnului de trecutul păcătos și rugăm să ne ia de mână, ca și un păstor bun, să ne conducă la pășuni verzi și la ape de odihnă și să ne dea direcția spre împărăția Lui. Doamne, ascultă-ne! Să ne rugăm!